Cum alegem un pepene copt? Mamă, cum arată! Doamne, cât de bine arată! Deci așa se alege pepenele perfect. Cât are? 11-200. 11-200, mamă, e greu. Hai, tai capul. Ia uite câte din ăsta are pe aici. Înseamnă că e copt. Cum alegem un pepene copt? Trebuie să aibă dărci din ăsta aici pe coajă. Ia să vedem, codița nu e foarte trecută. Încă mai e un pic verde. Și să aibă pata asta albă, galbenă, să fie mai galbenă, așa. Cred că arată, cred că o să arate super bine. Deci astea trei, nu? Codița, să aibă dungile astea așa pe el și să aibă pata aia galbenă, cât mai galbenă. Dacă are pata super galbenă și codița e veștejită, e posibil să fie trecut. Hai. Am cât tai? A, pe mai tai una. Ajung felii astea. Mamă, cum arată. Doamne, cât de bine arată. Deci așa se lege pepenele perfect. Uitați cum arată de bine. Mamă. L-am luat din Carrefour cu 2,22 kg. Am mâncat mulți pepeni în ultimele săptămâni și am început să mă experimentez la alesul lor. Tu n-ai văzut clipul meu cum se taie pepenele? Nu-mi place să tai ca. Dar ai văzut clipul? Da. Măcar tu să-l vezi. Cel mai dulce de anul ăsta. Mamă, cât de dulce e. Mamă, cât de dulce e. Nu vă pot explica. Vezi că am dat pe față de masă aici. Tot curge. Mamă, ia gustă. Nu stau fria. Și tu. Ai mâncat și tu pe penea asta. Deci asta e cel mai bun. Bun? Asta e porțiunea, nu? Asta e porțiunea auto cu sus. Mai bun? Nu mi-ajunge.